casa cântărețului Nicolae Turcu din grupul Izvoare, cântă mai mult papagalul și canarul. Cu iubire necondiționată între mai multe specii de animale, cum nici la grădina zoologică n-am mai văzut. Hai să-ți fac masaj, da? Pune cap aici. Dintotdeauna mi-au plăcut animalele, dintotdeauna am avut animale. De aceea se spune că pasiunea n-are vârstă. Este aproape de 50 de ani, dar se pare că nu pot trăi fără ele, efectiv. Cea mai recentă achiziție e o șinșila. A găsit-o într-un pet shop și nu a rezistat tentației. Părea așa de trist, era așa supărat și parcă mă implora să-l iau de acolo. Am stat, cred că, 2 ore în acel magazin și până la urmă am ieșit cu el. Văd că cel mai neastâmpărat sau mai încrezutul familiei, să spunem așa, este Dodo, nu? Papagalul Dodo, da. Vrei mai spui tu Tarzan. Tarzan, Bin Laden, în funcție de cum se poartă. Da, este un papagal din specia Iaco, o specie care vorbește foarte frumos. De altfel, dacă vedeți, el are o prietenă pe viață, se pare că s-au ales pe viață Mini, Dodo, nu Muș, da? Sunt dependenți, efectiv, unul de altul. Hai, pătici. Gata. Dodo. Noi. Vedem că mai sunt. De guinea acolo jos și un cănăruș care mă trezește dimineața cu triluri frumoase, parcă aș fi în codru. Porcușorii de 3 zile a murit mămica lor, a avut 4 ani, cam asta e media de vârstă la porcușorii de guinea, cam 4-5 ani. Se joacă împreună și cu papagalul și cu cățelul. N-ați văzut așa ceva? Toată lumea se miră care vin la noi cum pot ei să se înțeleagă și să se joace. Condiția pe care i-a pus-o soției atunci când s-au luat a fost aceea că nu poate să-i interzică să iubească animalele și nici să fie geloasă. Nu. Bravo, cum primești? Aș studia la început, că îmi plac animalele. Și așa, ca o glumă, știi, asta a fost și condiția pentru care, una dintre condiții care a cântărit foarte mult când am luat de soție. I-am trimis dorul înapoi, la da 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 da, pe o frunză de trifoi, măi, la da 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 da. Nicolae Turcu, Vasile Borlea și Sorin Petrean împlinesc 5 ani de când cântă în grupul Izvoarele. Vor sărbători cu un nou album, dar și un spectacol grandios la Cluj cu artiști din toată țara. Cu siguranță Dodo nu va participa pentru că nu a vrut nici în ruptul penelor să imite calul în fața camerei. Nu știu ce are astăzi. E prima dată când vede o cameră și e foarte timorat. Trebuie să-l obișnim. Ce zici dacă l-am duce în studio cu Marius Niță acolo la Cancan TV? Doi într-o emisiune, nu știu dacă... M-a dorut asta. Nu știu să ne spună Marius. Deci el este Marius. Ce părere ai? Ce spui? Se cam benuclează, nu știu dacă îl place.